Am văzut astăzi într-un material jurnalistic că un domn care nu vine niciodată la Comitetul Județean de Situații de Urgență, deoarece cu toate că are statut de participant, își dă cu părerea pe Facebook. Acest domn se numește Ionel Arsene și indică și cere el instituției prefectului, care subordonează doar Guvernului României și nu domnului Arsene. Domnul Arsene s-o fi trezind la dumnealui pe la CJ să dea indicații subordonaților, dar el nu dă indicații prefectului județului Neamț și nici instituției pe care o reprezint eu și nici Guvernului României că să se ia măsuri cu privire la controlele la limitele teritoriale ale județului Neamț de către poliție pentru a se verifica de unde vin cetățenii care intră în județul Neamț. Astfel de măsuri recomand domnul Arsenie să le ia dumnealui la Grumăzești, nu la să dea indicații IPJ Neamț, IJJ Neamț sau structurilor abilitate sau prefectului județului Neamț, să-și vadă de borșul lui și de treaba lui, iar dacă vrea să aibă intervenții, să vină în Comitetul Județean de Situații de Urgență Neamț, să-și expună corect părerile, opiniile, poate să aibă și păreri care le putem prinde în hotărâri de CJSU, care să le respectăm cu toții, dar nu afirmații de genul pe Facebook, ci să vină să construiască corect, să pună umărul la treabă, să-și pună mintea la contribuție și să formăm împreună cu restul colegilor din CJSU o echipă care vine cu soluții corecte pentru populație și în apărarea sănătății publice a județului Neamț. Mulțumesc frumos!